UPL vă recomandă Reliance. Am revenit aici la Agricultura la Raport într-o ediție specială. Continuăm să discutăm cu producătorii români despre ceea ce reușesc să facă și să pună pe mesele noastre. Haideți să vă și prezint invitații. Cristina Smadu, meșteșugar de gusturi, sărămâna, bună ziua și la mulți ani. Maria Piloiu, fermier, bună ziua și la mulți ani. Și domnul Mihai Bogasiu, Crama Urbană Lucaci, bună ziua și la mulți ani. E ziua României, domnilor, doamnelor, astăzi și e un prilej de sărbătoare, de bucurie pentru noi toți. Suntem aici și ne place să degustăm din produsele românești, să luăm un pahar de vin și totodată să avem în minte tot ceea ce trebuie să facem ca această nație să continue și de azi încolo să fim un popor demn, un popor care se poate mândri cu tradițiile, cu obiceiurile, cu datinile și cu ceea ce știm noi să facem și credeți-mă că românii nu sunt cu nimic mai prejos decât alte popoare. Doamna Smadu, haideți să le spunem oamenilor ce fel de produse aveți dumneavoastră ca și societate, ca și firmă. Avem 10 produse atestate tradițional de către Ministrul Agriculturii. Ca să enumerăm așa câteva, avem ceafa coaptă la jar din podul Bunicii, mușfile afumat meșteșugar de gusturi, cât și pieptul afumat meșteșugar de gusturi. La fel de bine am adus acum să vedeți și leberul, caltaboșul, pentru că sunt produse de sezon tot atestate tradițional, cât și toba. Produse care de obicei nu lipsesc de pe mesele de sărbătoare ale românilor. După cum spunea și noastră, avem datoria morală de a perpetua tradiția mai departe. Noi ne-am axat să ducem tradiția culinară mai departe. Ne dorim ca românii să consume cât mai multe produse tradiționale, pentru că este identitatea poporului nostru pe care nu trebuie să ne uităm absolut deloc. Doamna Piloiu, dumneavoastră sunteți fermier de curând, sunteți absolventă de USAMV, de agricultură și sunteți din zona Sibiului, crescătoare de ovine, sunteți prezentă la multe evenimente organizate atât de Ministerul Agriculturii cât și de ceilalți jucători din piața asta de agribusiness. Cred că e o favoare pentru o tânără să poată duce mai departe obiceiurile familiei, obiceiurile locului, pentru că Sibiu e prin definiție un tărâm al crescătorilor de ovine. Într-adevăr, este, aș putea spune, un atu pentru noi, mai ales tinerii care avem un loc de unde să pornim, pentru că sunt mulți tineri fermieri care pot să dezvolte mai departe fermele respective și să ducă mai departe tradiția. Pot spune că sunt una dintre studentele care au absolvit Facultatea de Științe Agricole din Sibiu și care am moștenit de la părinți tradiția de ovine, adică cioban din tat în fiu, din moș strămoș, și lucrul acesta consider că fiecare dintre noi, tinerii actuali care avem o fermă și părinții noștri dețin o fermă, ar trebui să se dezvolte și să-și promoveze tradiția. Bun. Domnul Bogasiu, dumneavoastră, în schimb, sunteți un procesator de struguri. Reușiți să transformați munca producătorilor în produs finit. Când a început pasiunea asta pentru vin și cum a evoluat? Trebuie să știe cei de acasă că sunteți de puțin timp pe piață. Da, sunt din 2019, suntem autorizați din 2019. Pasiunea este mai veche, s-a transmis și ea de la tatăl meu,
care fiecare vară făcea vin în curte. M-am născut cu acest film de toamnă, fiecare toamnă se întâmplă asta. Și s-a reaprins pasiunea mea prin 2012, când am considerat că trebuie să fac vin, trebuie să reiau această tradiție, și am început timid, cu cantități foarte mici. Am constatat că avem un succes foarte bun cu vinul. Erau cerințe mari pentru, din partea prietenilor, a rudelor, și am mărit încet, încet ștrocul. Am ajuns în 2019 să devenim o cramă în toată puterea cuvântului, o cramă urbană, prima cramă urbană din București, din România, cred. Atunci ne-am și autorizat. Am făcut prima producție inaugurală în 2019. Am făcut aceste vinuri, mai sunt câteva pe care nu le-am adus. Și după 2 ani de pandemie, anul ăsta am procesat din nou struguri. Avem în curs o producție de vinuri diversă. Noi facem vinuri varietale, adică procesăm struguri din podgorii clasificate DOC și reușim să facem un vin varietal în centrul Bucureștiului, aproape de kilometru zero al Bucureștiului. Asta este și ideea cramei urbane. Vrem să ne poziționăm pe o nișă a consumatorilor din București de vinuri, noi zicem, de calitate. Sperăm să ajungem la vinuri premium. Da, în România sunt mai puține crame urbane, în schimb în vest am văzut că există această abordare la un nivel mult mai mare. Da, dumneavoastră practic ați pornit din dorința asta de a transforma ceea ce vedeați în curtea bunicilor într-o afacere. Da. Așa s-a născut. M-am inspirat și din cramele urbane de la Viena. Le-am vizitat și am constatat că poți face vin și în oraș. Acolo e în marginea orașului. Eu am zis că putem încerca și în centrul orașului și sper că am reușit. Avem în calcul să reamenajăm și clădirea veche în care funcționăm, deocamdată doar cu producția, și să fim o cramă, să ajungem să fim o cramă turistică, un punct de reper în București. Da. Acum, ca și curiozitate, nu-i greu să luptați, să concurați cu cramele astea mari, consacrate? Adică, până la urmă, sunt atâtea branduri puternice. Cred că e greu de penetrat piața asta. Da, așa este. Iar românul teoretic, nu știu cât mare consumator de vin e. Teoretic așa este. Practic, noi vrem să rămânem în această nișă în care vrem să ne și poziționăm, ne-a poziționat deja, să facem vinul premium și să ne adresăm direct clienților din București. Noi considerăm că mare parte a clientelei vinului se află în București. Și cred că vom reuși asta atunci când vom fi și cramă, vom deschide și partea de turistică a cramei. Negreșit, vom face față, nu ne aflăm în concurență cu nimeni, pentru că dacă ar fi să facem socoteli, să aduci strugurii din Podgorii în București și să duci înapoi Tescovina, o chestie foarte costisitoare. Dar, cu toate astea, dacă vinul iese de calitate și găsim clienți și avem deja. Avem clienți consacrați, oameni care gustă, după aia revin, comandă pe net, avem și restaurante. Deci nu simțim concurența. Producția asta. Producția e relativ mică la nivelul ăsta. Da, e relativ mică, în jur de 50.000 de litri. Da, păi, până într-o 100.000, suntem mici producători, până în 100.000. Da. Nu e mică, dar... Importantă. E importantă, da. Da. Doamna Zmadu, dumneavoastră de unde ați pornit cu brandul acesta? Cum v-a venit ideea? Ideea nu a fost a mea, deci nu pot să spun că aparține soțului meu. El vine din sport, este antrenor
Da? De fapt, da. Eu am crescut lângă părinții mei. Ce sport a practicat? Alimentară. A terminat ANEFS-ul și a practicat culturism. A, înseamnă că, na, să îmbină totuși pofta asta de produse Da, trebuie ce-i drept. Hrănești, calculează proteina și toate cele, da, într-adevăr. Ideea este că, sinceră să fiu, a fost așa, oarecum eu m-am speriat la început de ceea ce își dorea. Noi aveam un magazin alimentar de carne, de porc. S-a întâmplat ca odată să rămână cu ceva mai multă marfă de Crăciun și un prieten care avea o carmangerie a fumat-o și a putut să valorifice produsul respectiv să nu-l piardă. Și de acolo i-a încolțit ideea de carmangerie, că vrea carmangerie. Într-o final am zis ok, dar atunci ne adresăm unei nișe de clienți, nu vom merge pe linie industrială, ci pe procesare de produse tradiționale. Așa am și făcut, am început să căutăm rețete vechi, după care să putem să lucrăm. A fost greu să vă atestați? Greu. Caietul de sarcini este oarecum stufos, dar ne-am descurcat. Mai greu a fost la început să găsim clienții, pentru că oamenii sunt obișnuiți cu anume gusturi, adică s-au mai pervertit între timp gusturile și nu își mai aduc aminte, chiar toți ăștia mai tineri, nu își mai aduc aminte de gusturile din copilărie. Noi asta căutăm, să, cel puțin la generația de până în 30 de ani, să îi facem să le placă. Că celorlalți, cât de cât le trezim amintirile din copilărie, pentru că gustă o tobă, un caltaboș, un cârnat la barbă. Corect, da. Și, sinceră să fiu, nu trebuie să uităm. Nu trebuie să uităm, pentru că toată lumea mănâncă acum prosciutto și, dar totuși... Fast food-ul cred că e un acela, da, concurent. Este cel mai mare concurent. La vârsta așa de până în 35 de ani, nimai având timp să gătească, s-au învățat așa rapid să mănânce minuturi de genul ăsta, fast food-uri. Și își pierd din abilități familiile în general, nu mai știu să gătească. Corect, soțiile, da, da, sau da. Soții de după caz. Noi dorim să nu se piardă totuși. Că în primul rând este vorba de sănătatea omului. Poți mânca o zi fast food, dar nu poți mânca la infinit. Produsele astea pe care dumneavoastră practic le procesați, le prelucrați, sunt din ferma proprie sau sunt o parte din ferma dumneavoastră, o parte sunt achiziționate nu, și nu procesate? Nu avem, nu deținem încă o fermă. Încă. Dar vă este gândiți plan. Să faceți, da? Da, chiar anul acesta am început să ne-am achiziționat teren agricol. Dorim să producem prima oară nutrețul necesar. Da. Așa, în mintea noastră considerăm că anul viitor va începe așa o oarecare criză de vită și vrem să începem cu câteva capete de... V-ați gândit și la o rasă anume? Angus. La Angus, nu? Da? Asta și lucrăm noi în general. Deci avem ați comparat cu Charolais, cu am alte comparat. Noi rase? Avem chiar acum aici pastrama de vită Black Angus. Lucrăm cu un furnizor de la Sibiu. Are o calitate extrem de bună la carne și atunci și produsul finit are o savoare unică, aș putea spune. Totodată, de aceea ne-am gândit să creștem Black Angus, având o experiență deja de 7 ani cu această carne, pot să spun că este cea mai bună dintre toate. Cel puțin mie asta îmi place, mai mult decât Charolais, Limousin. Nu. Da, 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 da. E mai fadă cealaltă. Asta da, e mai împănat așa un pic. Asta este mai... foarte bine echilibrat, aș spune. Da. Raport carne-grăsime, marmorare. Și e bun. De aceea ne-am gândit, însă încet, încet vrem să punem bazele unei mici ferme, doar pentru noi, pentru a închide lanțul, atâta tot. Dar restul produselor care sunt din porc, lucrăm cu abatoare din România, cu materie primă din România. Știți noastră acum că este oarece criză cât de cât, datorită faptului că pesta porcină și-a făcut de cap. Și-și face, da. Și-și face. Și mai departe, la porci nu ne vom gândi să deschidem o fermă, pentru că nu rentează. Da. Nu rentează. Deci o microfermă nu rentează. Și nici nu ne-ar ajuta. Și atunci preferăm să mergem în fermă pentru vită.
Foarte bine faceți. Maria Piloiu, tu câte capete ai în ferma ta de ovine? Câte animale sunt? Știu că oierii de obicei nu prea declară, spun în jur de. Uite. Asta o să spun și eu, în jur de aproximativ 700 de capete. Da. Pe parcurs am vrea să le înmulțim, să zic așa. Da. Pentru că acum, mai ales terminând și studiile și crescând la țară cu toate tradițiile și toate obiceiurile care sunt, am vrea să le împărtășim mai departe și celor care doresc lucrul acesta. Mai sunt doritori? Asta e întrebarea, că o auzeam și pe doamna Zmadu mai devreme că intenționează să-și facă ferma și inițial am privit-o așa cu oarecare mirare, pentru că mulți vor să renunțe, adică în clipa de față sunt mai puțin cei care vor să apuce decât cei care renunță, sau cel puțin asta se... Anul acesta au renunțat mulți datorită prețului la furaje, evident au mers și au sacrificat foarte multe efective de, în special vită și oaie. În special. Eu consider că atâta timp cât dorești să faci un lucru, oricât te piedici ar fi, tot încerci să ajungi la obiectivul pe care ți l-ai propus. Și aș putea să spun că eu sunt unul dintre tinerii care mi-am propus împreună cu fratele meu să ducem mai departe ferma respectivă, să investim mai mult în ea și poate și pe parte de turism și pe parte de produse, adică oarecum, cum spune și doamna, să încheiem lanțul, să avem toate părțile și de procesare și de efectivul în sine, de la creștere până... Voi sunteți într-o localitate de crescători, de ovine, nu? Da, da. Pe partea aceasta, din câte am observat, mai sunt, cel puțin la noi în comună, crescători de ovine care doresc să-și mărească efectivul, nu să-l minimizeze, și mi se pare un lucru important. Mai ales tineri, sunt câțiva din comună care chiar doresc să înceapă ferme de bovine, ferme de ovine. Eu consider că lucrul acesta pornește oarecum din dorința ta de a face ceva, de a crește, de a-ți duce un business, de a dori să faci ceva. Nu e o muncă grea pentru o fată? Tu ești o mână de om, așa, dacă te-ar vedea telespectatorii în picioare, nu ești vreun munte de om. Este foarte grea, aș putea spune. Doar că, momentan, să zic, tinerețea și ambiția mă țin tare. Soțul tot crescător de ovine? Soțul nu este crescător de ovine. Dar l-ai transformat? Da, l-ai... pot să spun că l-am convertit oarecum. Da? Da. Deci și el este... Adică când v-ați căsătorit a știut ce urmează. A fost sigur de partea aceasta. De... A zis da așa cu toată inima. Adică cu toată zis, inima. Da, cu jumătate de gură. Cu toată inima. Și te ajută în fermă? Toată ziua. Bun, atunci e bine dacă... De, este acolo cu noi toată ziua. Pentru că noi nu avem... oameni angajați. Da. Suntem doar noi familia, părinții, fratele și soțul. Mm-hmm. Și am dorit oarecum să renunțăm la partea aceasta de angajați, deși este foarte greu, dar cred că cu modernizarea de acum și toate utilajele și mecanizarea din zona noastră, adică din prezent, putem să ducem o fermă de ovine sigur și fără angajați. Ce produse faceți voi acolo la stână? Pot să spun că eu fac telemeaua, cașul, urda și brânza. Ești băciță? Da. Da? Băciță. Și fratele meu lucrează cu pastrama. El este V-ați cel împărțit care... așa? Da, da. Lapte-carne. Lapte-carne. Fiecare merge și a ales obiectivul. Și unde le valorificați? La târguri, la manifestări? În special telefonic, aș putea spune, și prin internet, pe mediatizare, pentru că târgurile, în piață nu avem zi de zi să mergem, nu avem timpul necesar. Și, într-adevăr, telefonic și prin cadrul domnului Ionuț Diaconeasa, care ne... Ți-a fost și profesor, nu? Da, mi-a fost profesor în cadrul facultății. Domnul profesor Ionuț Iaconeasa
este cel care m-a sprijinit foarte mult, îi mulțumesc pe în cadrul acesta și mă bucur că m-a invitat la târgul din cadrul Ministerului, la SN Târguri și Tradiții, pentru că am reușit să îmi pun și eu produsele tradiționale pe masa consumatorului. Doamne ajută! Bun, acum revenind și la domnul Bogasiu, ce produse face, vedem aici pe masă, nu încape dubiu că ar putea face și altceva, dar putem să discutăm câte feluri de vinuri aveți. Din producția 2019 avem 7 soiuri de vinuri. Aici sunt doar 5, cu astea am fost la târg și pe astea am putut să le aduc. Da. De așa. Anul acesta, în 2022, avem tot cam 7 soiuri. Deci, în general, sunt aceleași vinuri, avem aceiași furnizori din Dobrogea și din Dealul Mare. Unele rămân din Dobrogea, altele mai sunt cupajate și e foarte bine că putem să facem asta. Putem compensa lipsurile și mai ales la roșu. Iese minunat vinul roșu când îl compensezi soiurile din regiune. Chiar de unde achiziționați struguri? Din ce zonă? Sau nu aveți o anumită zonă cu care lucrați strict? Nu. Avem două zone principale. Da? Dealul Mare luăm de la Lacerta. Da. Strugurii roșii. Uh-huh. Mai luăm, am luat anul ăsta Sauvignon Blanc și Riesling. Iar din Niculițel și din Dobrogea, să zic așa, mineri, am luat Merlot, anul ăsta foarte bun, excepțional, Merlot-ul. Am luat Aligoté, nu l-am aici din păcate, pentru că târgul este cu carne de oaie și l-am avut la pește, în schimb, data trecută a mers bine. Da? Deci avem Aligoté, Sauvignon Blanc nu lipsește niciodată și nici Riesling-ul. Astea au fost, astea sunt soiurile și de anul ăsta. Și cele mai căutate, cele mai cerute, care sunt? Cele mai cerute au fost rozeul, aligoteul, pentru cei care mănâncă în mod frecvent pește, și vinul roșu. Am înțeles. Acum, mai ales în toamnă, și iarnă. Acum urmând Crăciunul și carne de porc exact. Mai multă. Da, vinul roșu și roze. Asta n-am înțeles-o, dar merge foarte bine. Da, și am văzut că e o modă acum cu rozeul. Da, pentru că este foarte viguros. E un vin tar alcoolizat, are un alcool destul de bun și merge și în extra sezonă estival. Da, și alb și exact. Roșu în același timp. Da, exact. Și cam asta e cu vinurile de anul ăsta. Sperăm să ne iasă bine. Sunt foarte promițătoare vinurile așa în stadiu în care sunt ele acum, urmează limpezirea și stabilizarea și apoi le vedem în sticlă prin ianuarie, februarie, voi veni cu alte. Da, poate schimbăm și eticheta, deși genul ăsta de etichetă clasică, simpluț așa, evocă în mintea unor persoane care n-au văzut, evocă o aducere a minte. Am constatat asta, mulți au spus, am văzut eticheta asta, sigur n-au văzut, era clar, da. Azi, da, știu vinul, am văzut eticheta, o știu, ok, iau. Bun. Haideți să luăm și noi publicitate. Nu o să luăm un pahar de vin, că suntem în timpul jobului, în timpul serviciului, dar după putem să degustăm un pahar de vin și, bineînțeles, din produsele tradiționale românești. Natupol, polenizare naturală. Soluții personalizate pentru fiecare tip de spațiu protejat.